Pentru îmbunătățirea serviciilor, acest apel poate fi înregistrat. Prin continuarea lui, sunteți de acord să intrați în... Noi suntem relațiile cu clienții. S-a întâmplat ceva? Deci am băgat bagnota. Da. Și s-a întâmplat o minunăție. A început să curgă boabele de cafea din el. Bun, pentru cafea, boabe, fac acum legătura. Da. Da, bună ziua. Vrem și noi să bem o cafea și curge boabe. De... Auziți, da, stați un pic. La noi, la tonomatul ăla de cafea, cum spuneți noastră, există și lapte. Nu v-a căzut și o vacă în loc de lapte? Tu mă iei la mișto? Nu vă luam la mișto, dar... Ce vreți, să culeg boabele de pe jos? Nu, dar putem să trimitem noi un angajat ca să vă ajute. Sunt femeia de serviciu din gară, dar spuneți. Nu vreau, veniți vă rog frumos aici la noi la cafea să vedeți, dar... Doamne, unde sunteți? Că eu sunt acum mături la metrou. Și... Doamnă, deci eu nu vreau să vorbesc cu femeia de serviciu, vreau să vorbesc cu un responsabil. Doamne, deci, nu știu, faceți ceva, e păcat atâtea cafea să cadă pe jos, credeți? Aoleu! Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că curgea cursacul. Doamnă, puneți o pâlnie acolo și strângeți boabele alea, că sunt prețioase. Este cafea din Columbia, culeasă bob cu bob cu mâna. Este handmade. Știți ce înseamnă handmade? Repetați după mine. Handmade. Nu faceți un cornet în ziarul ăsta, auziți, și luați-vă cafea. Uitați-vă la televizor. Femeia de serviciu vă face cu mâna acum. Și cu șeful. Haideți că nu mai pune. Suntem Buzdugan și Morar, sunteți în direct la ZOO, a fost o farsă. Ca să vă dovedim că toate aparatele Doncafé lucrează cu cafea boabe. Nu e praf. Noi nu lucrăm cu prafuri ca alții.